Participăm astăzi la evaluarea practică a unei aplicații desfășurate în această lună în apele teritoriale ale României, sub coordonarea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență. În acest interval de timp au fost executate două tipuri de misiuni, una de intervenție în caz de poluare maritimă și alta de maximă actualitate pentru toate statele europene, care privește salvarea de vieți omenești pe mare în efortul complex de gestionare a migrației ilegale. La exercițiul de astăzi vor participa în mod integrat forțe de la Ministerul de Interne, de la Ministerul Apărării Naționale, este domnul ministru Dușa aici, de la Ministerul Transporturilor, de la Ministerul Sănătății, autorități locale, dar și ale unor societăți comerciale care operează în Marea Neagră. De aceea, în calitate de președinte al Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, am invitat alături de noi toți factorii cu responsabilități în domeniu, membrii ai platformei de coordonare operațională la nivelul ministerilor și instituțiilor care intervin în cazul unor acțiuni de căutare-salvare. Acest mod de acțiune, în concept integrat, este adaptat noii categorii de gestionare a situațiilor de urgență pe care am promovat-o la sfârșitul anului trecut. Vorbim practic de primul exercițiu tactic care utilizează toate capabilitățile pe care le are statul român și pe care le poate mobiliza într-un astfel de scenariu. Ne interesează în mod deosebit modul de acțiune, de intervenție comună, de coordonare a comunicării la nivel interinstituțional. Mă refer aici la colaborarea pe orizontală la nivelul structurilor teritoriale, dar și la fluxul informațional strategic pe verticală, până la Centrul Național de Conducere Integrată din Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Operațional de Comandă, care funcționează 24 de ore din 24 la nivelul Guvernului României. Tema exercițiului de astăzi este de maximă actualitate pentru România, în condițiile în care în ultimii 2 ani peste 500 de migranți au fost salvați de polițiștii de frontieră după ce au fost depistați în ambarcațiuni nesigure care le puneau viața în pericol. Cazurile înregistrate în apele teritoriale românești, alături de incidentele similare semnalate în zona Turciei, a Bulgariei, confirmă faptul că ruta migraționistă pe Marea Neagră este încă activă. Dacă raportăm această situație și la ceea ce se întâmplă în Marea Mediterană, putem concluziona că presiunea migraționistă este în continuă creștere, iar la acest fenomen autoritățile statului român trebuie să fie permanent pregătite. Domnul general magistrat Botoș va prezenta concluziile acestei acțiuni, acestei aplicații care durează de 3 săptămâni, dar și reperele activităților de astăzi. Principalul obiectiv pe care l-a avut această aplicație, care durează de 3 săptămâni, a fost acela ca fiecare entitate implicată în aplicație să utilizeze aceleași tipologii operaționale, tehnici, tactici, proceduri, în așa fel încât, încetul cu încetul, să putem lucra coordonat în scenarii sau în situații cu factor de risc maximal. Pornind de la rezolvarea acestor situații operative date de scenarii complexe, scenarii realiste, putem în situații concrete să intervenim cu maximă eficiență în așa fel încât toate structurile statului român să-și facă datoria și să intervină cu promptitudine. Deci pe lângă dimensiunea care ține de componenta Consiliului Național, Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, avem și dimensiunea migrației ilegale și aspectele care țin și de componenta grupului interministerial strategic. Așa cum ați ordonat, încercăm să le coagulăm pe toate pentru a acoperi practic toate dimensiunile securitare care vin în acest spectru. S-a trecut la elaborarea scenariului, mergând pe ideea unui nave sub pavilion străin, nave avariată cu motor defect, care pe lângă faptul că impune o intervenție umanitară, este vorba de un echipaj și personal, cum sunt în migranți ilegali, de 30 de persoane, se adaugă și poluarea mediului marin al apelor teritoriale ale României. În acest context,
pe lângă dimensiunea de culegere date și informații vis-a-vis de factori de risc concreți, s-a trecut și la operațiunile propriu-zise, în care au colaborat efective forțe și mijloace ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Transporturilor, Ministerul Sănătății și elemente de profil din cadrul Ministerului Mediului. S-au operat într-un mediu complex, s-au operat subacvatic cu nave de suprafață și aerian, în așa fel încât să se acopere întreg spectrul de misiuni.